Din seria Cu ce îi mai uimesc românii pe străini, un botoșenean în vârstă de 28 de ani i-a șocat pe belgien după ce a mers într-un magazin și a plecat de acolo cu un seif. Individul din comuna Mihălășeni a comis furtul în luna septembrie anului 2019 și mai apoi a fugit în țară. Autoritățile belgiene au emis un mandat de arestare pe numele bărbatului, iar ieri polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul urmăriri, au reușit să-l identifice. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul urmăriri, au reușit identificarea unui tânăr de 28 de ani din municipiul Botoșani, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile belgiene. Acesta a fost depistat pe raza localității de domiciliu, fiind escortat către parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ziua de marți, 13, a fost una cu ghinion și pentru un bărbat de 27 de ani din municipiul Botoșani. Acesta a ajuns în spatele gratilor, fiind arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, pentru că a încălcat măsura controlului judiciar. Din activitățile desfășurate de către polițiști, s-a stabilit faptul că tânărul a încălcat cu rea credință două dintre obligațiile impuse de organul judiciar prin instituirea măsurii preventive a controlului judiciar, respectiv nu a informat organul de urmărire penală cu privire la schimbarea locuinței și nu s-a prezentat la sediul IPJ Botoșani conform programului de supraveghere. Acum este cercetat de oamenii lege pentru mai multe infracțiuni de furt comise atât pe raza municipiului Botoșani, cât și pe raza municipiului Iași. Tânărul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani.